La sfârșitul lunii noiembrie, mai multe mașini din Câmpul Lung, Rucăr și Costești au fost sparte, iar la poliție au ajuns plângerile păgubiților. Vizate erau numai autoturismele Dacia Logan, ale căror încuietori erau forțate cu o șurubelniță. Oamenii legii au început o anchetă, iar cercetările i-au condus la un tânăr în vârstă de 20 de ani din Buftea, județul Ilfov. Acesta a fost condus astăzi la sediul poliției municipiului Câmpul Lung pentru audieri. Cercetările sunt în curs, iar după administrarea probatoriului urmează să se stabilească dacă vor fi luate măsuri preventive. În contextul apropierii sărbătorilor de iarnă, pentru siguranța bunurilor dumneavoastră, polițiștii argeșeni vă recomandă: acordați o atenție sporită locului unde parcați autovehiculul, modului de asigurare al acestuia și bunurilor lăsate în interior. Este recomandată montarea de sisteme de alarmă și asigurarea autovehiculului chiar și atunci când lipsiți pentru scurt timp din acesta, iar temperaturile sunt scăzute. Nu lăsați bunurile de valoare, electronice, telefoane mobile, sisteme de navigație portabile, genți sau portofele la vedere. Atenție la încărcarea și descărcarea cumpărăturilor atât în parcările centrelor comerciale cât și la locurile de reședință. Atunci când aveți de remediat o pană în zone slab circulate ori în zone de tranzit, acordați o atenție sporită împrejurimilor și nu lăsați la vedere bunuri de valoare ce pot fi sustrase prin distragerea atenției.